Bună seara, doamnelor și domnilor, și de data asta un invitat care n-are nevoie de prea multe prezentări. Este vorba despre antrenorul Aurențiu Reghecamp, pe care toată lumea îl știe. Vă rog să-l arătați în imagine. Da? Bun venit, Laure, iar eu am să vi-l prezint foarte, foarte pe scurt. De două ori campion cu Steaua ca jucător, de două ori campion cu FCSB ca antrenor. Steaua și FCSB. Tot Steaua, da, Steaua, FCSB, mă rog. Nu că dacă începem discuția asta, nu terminăm niciodată. O să... Nu, când am ieșit campion, eram Steaua. Era Steaua, sigur. Dacă să știe lumea că e FCSB-ul, da, să nu credă că e CSA Steaua. În momentul de față, antrenor în golf, în Emiratele Arabe Unite, la Al Wasl. Am zis bine? Da. Al Wasl. După ce a fost la... Al Hilal, cu care știți bine a jucat și finala Cupei Campionilor Asiei și a Oceaniei, mă rog, cum e acolo sistemul, și la Al Wahda. În momentul de față e la Al Wasl, cum v-am spus, care nu stă chiar foarte bine în clasament, m-am uitat, e pe locul 7, nu? Pe 7 ești. Da, suntem pe 7, dar mai aveam 8 etape de jucat. Așa, și care e situația acum? S-a hotărât ieri să se înghețe anul 2019. Așa? Deci s-a închis campionatul. Am rămas așa cum eram. Se decide dacă se va da titlul de campion a echipei după primul loc. Încă nu s-a hotărât. Cine? Al Ahli? Cine e primul? Al Ahli. Al Ahli? Da? Al Ahli Dubai. Pe care urmează să aflăm programul pentru sezonul viitor. Care când va începe, Laure, nu se știe. Din informațiile pe care le am în momentul de față, undeva pe 15 septembrie. Oh, deci înseamnă că mai ai ceva, da, vacanță, sunt anumite meciuri. Nu, noi o să începem undeva pe 15 iulie, o să începem pregătirea, pentru că anul acesta nu o să avem timp să... nu avem voie să părăsim Emiratele, să mergem în cantonament în altă parte, va trebui să ne pregătim acolo. De aceea trebuie să avem o perioadă mai lungă, fiind foarte cald, nu o să ne putem antrena. Acum la... cam câte grade sunt în Emirat? Jur de 42, dar, e bine, dar se simte ca și cum ar fi 50 de grade, pentru că e umiditate foarte mare. E bine, fericire și virtute. Da, ne putem antrena, nu e o problemă seara, condițiile sunt mult mai bune, dar vă dați seama, va fi o perioadă foarte grea. Nu o să ne putem antrena de două ori pe zi, o să ne antrenăm decât o dată. E adevărat, scuze-mă, e adevărat că se plătesc și antrenamentele? Jucătorii sunt plătiți și pentru antrenamente? Cum adică? Adică dacă vine la antrenament, are 70 de piaștri în plus sau 700? Nu, nu e adevărat. Așa era la un moment dat, probabil că s-a schimbat. Nu e adevărat. Deci au contract și la revedere. Da, sunt contracte de profesioniști, sunt majoritatea jucătorilor sunt profesioniști. Sunt câțiva jucători locali care, în afară de fotbal, mai lucrează în poliție, în armată. Dar, ai de ăștia la Al Wasl ăsta? Da, am mai ales jucătorii care trebuie să meargă în armată. Sunt obligat să meargă în armată și pe perioada armatei trebuie să lucrez. Spune-mi altceva, Laure. Locul 7 nu e chiar ce ți-ai visat, nu? Nu, dar am avut foarte multe probleme anul acesta, mai ales cu jucători accidentați. Am avut majoritatea timpului jucătorii străini accidentați, lucru care contează foarte mult în Emirate. Nu m-am putut baza niciodată 2-3 meciuri pe 2 jucători din 4. Au fost accidentări foarte grave, accidentări de perioadă foarte lungă. Nici nu ai posibilitatea să-i schimbi, pentru că sunt jucători importanți cu contracte pe 2-3 ani și nu se mai practică cum era poate acum 5-6 ani, când puteai să schimbi jucătorii și aveai bani la dispoziție să plătești alții. Avem un buget acum foarte... Acum nu prea mai sunt bani nici în Emirate? Dacă nu, nici acolo nu sunt bani? Nu, Ovidiu, sunt bani. Nu este vorba de bani, dar oamenii au început să lucreze exact ca la cluburile mari. Se face un buget, se face o strategie. Într-adevăr, există această rivalitate, pentru că Al Wasl este un club foarte important din Dubai și există rivalitate în fiecare an să câștigi un minim un trofeu.
dacă se poate să te bagi la campionat, dar în același timp sunt conștienți de faptul că în momentul când vrei să te bagi la campionat trebuie să investești mai mulți bani. Și în fiecare an există un buget. Dacă ai bugetul necesar să te poți bate la campionat, atunci începi să cumperi jucători, mai ales jucătorii locali care sunt foarte scumpi. Adică e stratificare și la voi, să știe cine trage la titlu, cine e pe acolo, pe la mijloc. Da, nu. Apar surprize, clar apar surprize, sunt echipe, dar echipele care își doresc acest lucru investesc foarte mulți bani. Da, și aici sunt mulțumiți de locul 7. Tu mai ai un an de contract, dacă eu nu greșesc. Eu mai am un an de contract. Adică oamenii, fanii nu sunt mulțumiți. Nici eu nu sunt mulțumit de ceea ce... Dar, având în vedere probleme care le-am avut și faptul că anul trecut am avut niște probleme financiare și președintele Consiliului de Administrație au hotărât să investim mai mult în jucătorii din clubul nostru, deci nu au fost aduși jucători, nu Așa. Am făcut schimbări. Sunt mulțumit de ceea ce am realizat. Am crescut 2-3 jucători, dintre care unul a ajuns și titular la echipa națională. Deci lucrurile merg pe un drum bun. Sperăm ca anul acesta să fim mult mai bine. Spune-mi, legat de națională, că tu ai pronunțat numele ăsta, Olăroiu e cu adevărat în cărți să preia echipa națională sau e o rumoare și ne bucurăm noi? Nu știu lucruri, nu am vorbit cu Oli pe această temă niciodată și nu pot să vă dau lucruri concrete. Ceea ce știu din Emirate, că este Oli este antrenorul pe care și-l doresc. Având, bineînțeles, o experiență foarte mare în Emirate, rezultate care... Lumea vorbește frumos de el, nu? Este antrenorul cu cele mai multe trofee. Este un antrenor care a avut succes în Emirate și în toate campionatele pe unde a lucrat în Asia. Da, spune-mi, Laure, citești? Adică te descurci cu ziarele? Nu. Nu, da. Limba? De înțeles, înțeleg anumite cuvinte, dar nu pot să vă spun că mă descurc să vorbești, dar dacă asculți la televiziune, înțeleg câteva cuvinte, încerc să le leg, cumva să înțeleg ceea ce vorbesc, dar nu pot să înțeleg. Până acum ai 3 ani și ceva, nu? 3 ani aici, am avut 3 ani jumătate deja am aici, am avut și perioada de 1 an la Hilal, dar e greu, e foarte greu. Și nici nu m-am concentrat să... Da, adică nu ți-ai propus să înveți, nu, pentru că majoritatea vorbesc engleză, profesor, vorbesc... Profesor să... Da, nu ai nevoie neapărat, dar e bine să știi câteva cuvinte. Practic, de la Al-Wahda la Al-Wasl, te-ai mutat din Abu Dhabi la Dubai. Dubai. Adică din capitala, nu, din câte știu eu, Abu Dhabi e capitala Emiratelor, nu? Da. Și pe urmă, fiecare Emirat are capitala lui. Da. Cum, e mai bine la Dubai? Nu, ca să știm și noi unde ne ducem, la Dubai sau la ambele, Abu Dhabi. Ambele Emirate sunt foarte frumoase. Depinde ceea ce vrei. În Abu Dhabi este o atmosferă mai liniștită, la fel hoteluri foarte bune, aceleași condiții ca în Dubai, numai că Dubai este un oraș mai turistic, da, foarte mai cosmopolit, așa, mai un oraș care trăiește, exact, care trăiește de pe urma turiștilor. Acum lumea știe, dar mă rog, trebuie să spun că asta e meseria mea. Laurențiu Reghenkampf este soțul impresare Ana Maria Prodan, care a pus poze din perioada asta de pandemie din Dubai, cu piscină, o vilă care pare așa Palatul Peleș. Spune-mi, Laure, aia e dată de club sau ai cumpărat-o tu? Sau ați cumpărat-o voi? Că... Nu-mi place să vorbesc neavide de lucrurile astea. Și chiar au fost discuții și... Au păi fost acum, informații date... Iartă-mă, Ana a pus pozele. Da, nu. Nu le-a furat nimeni. Dar eu nu vorbesc despre lucrurile astea. Sunt lucruri care nu... Clubul îmi plătește o sumă pe fiecare an și eu sunt liber să fac ce vreau. Să-mi cumpăr, să plătesc chirie. Sigur că să... da, păi da. E, depinde ceea ce vrei să faci. Nu, dar este o casă normală. Nu este un palat, poate așa îl vedeți dumneavoastră din... Este destul de mare, dar suntem și o familie numeroasă. Suntem, am ambii băieți la școală în Dubai, vin și fetele în vizită, plus că noi suntem... Acum Rebecca vine mai rar că este șefă la Hermannstadt, nu mai poate să vină. Rebecca este mai aproape de noi, Sara este în America, de-aia este mai greu pentru ea să vină. Bun, deci m-ai driblat aici, n-ai zis nici că e vila ta, nici că e vila clubului. Spune-mi altceva, dacă ai jucat cu Al-Wasl ăsta în campionatul României, cam pe unde ai fi?
Ca să ne dăm seama, așa. Eu am văzut niște meciuri în Emirate, adevărat, pe vremea când a antrenat Bietu Balaj la Al Ain. Au trecut de atunci 15 ani, dacă nu mai mult. Fotbalul s-a schimbat foarte mult. Aia știu, că am văzut. N-aș putea spune unde ne-am clasat în campionatul din România, dar vă pot spune că în componența echipei mele am jucători care sunt mult peste nivelul campionatului românesc. Adică nu, n-aș vedea unul din jucătorii străini care joacă la mine să poată juca în campionatul României. Adică sunt mult peste. Mult la peste. Bine, și mult peste ca salariu bănuiesc. Haideți să nu vorbim de salariu, pentru că este vorbim și de două țări diferite. Da? Emirate, da, unde da. Se investesc foarte mulți bani, România, unde fotbalul deocamdată trece printr-o perioadă mai grea. Bine, trece de mult prin perioada asta și da, nu știu când o va depăși. Credeți-mă că în componența echipelor din top sunt jucători de mare valoare. Nu știu pe ce loc s-ar clasa, nu știu cum s-ar... Ar trage la titlu, de pildă, sau ar fi undeva pe la jumătate? Nu, toate echipele din Emirate, și aici vorbesc de primele 4-5 echipe, se pot bate la titlu. Se aici. Pot bate la titlu. Bun, 3 ani și jumătate, zici, de când ești plecat. N-ai nostalgia să te întorci totuși aici la noi? Nu, ne-au vide. Deocamdată sunt foarte bine și mai am un an de contract. Eu, când am început la Al-Wasl și chiar în perioada asta pandemiei, am avut discuții cu președintele și cu Consiliul de Administrație să facem o strategie pentru următorii 3-4 ani de zile. Se dorește continuitate, se dorește siguranță, se investește foarte mult în sectorul copii și juniori. S-a construit o bază foarte frumoasă, se lucrează în continuare, se face acum un hotel. Lângă stadion există și un cartier pe care clubul îl managerează și încasează asta bani. Asta după Al Ahli, al doilea club din Dubai, ca importanță? Așa? În Dubai sunt 3 cluburi mari. Al Nasr, Al Wasl și Al Ahli Dubai. Toate 3 cluburi sunt foarte importante. Sunt și cam foarte acolo, adică nu da, e... toate sunt foarte. Al Nasr au stadion nou, l-au terminat acum un an, un stadion super. Olorou e antrenat la Al Ahli, nu? Al Ahli, da. Eu am fost atunci... Am fost în urmă cu ani la baza lui de antrenament. Era superb, ceva colosal. Superb, adică da. În Europa nu cred că exista așa sunt ceva. Sunt foarte, foarte bine pregătiți din punctul ăsta de vedere și în fiecare an se dorește ca jucătorii locali, jucătorii tineri să intre în echipe. S-au făcut anumite chestii ca jucătorii tineri să joace cât mai mult și, în general, jucătorii locali. Bun, dar totuși n-ai nostalgia Europei, adică... N-am, pentru că mă simt foarte bine. Eu mă simt foarte bine la Dubai și, în general, în clubul unde lucrez. Dacă am o atmosferă foarte bună și se dorește performanță, vă dați seama că nu mă gândesc niciodată și nu simt lipsa. Acum, știi cum gândește românul? Zice, dom'le, a plecat în Emirate, în general în zona Golfului, pentru bani, nu pentru performanță, că acolo nu se face bine, performanță. Oamenii... pot gândi ce vor, dar nu este ușor să ajungi în Emirate sau în zona Golfului, nici măcar pentru bani. Pentru că în meseria noastră sunt câteva milioane de antrenori care așteaptă. Deci în fiecare zi trebuie să fii pregătit, în fiecare zi trebuie să-ți ții nivelul și știți foarte bine că, în general, în zona respectivă, zona Asiei, Arabia, Emirate, Qatar, dacă nu ai rezultate, schimba foarte repede. Și aici sunt destul de pretențioși și par și imprevizibili. Pentru că investesc foarte mulți bani. Da, bun. Și dacă eventual dau afară un antrenor, au și de unde să plătească până la sfârșit contractul și aduc pe altul. Dacă se enervează, nu e bine să enerveze și aici. Chiar și Olorău a avut tot felul de momente de-astea, să zic, mai puțin plăcute. Dar în România, pe când te mai vedem pe aici? E adevărat că Ana Maria își ține locul suficient, adică are suficientă expunere, dar tu? Nu știu, deocamdată vin în vacanță și mă bucur că am ajuns în perioada asta. Am avut un an de zile când nu am reușit să ajung în România și mă bucur de momentele astea. De fotbal, în momentul de față, mă concentrez doar la ceea ce am de făcut la Al Wasl, pentru că anul ăsta... Îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu. Am schimbat anumiți jucători în momentul ăsta și am întărit echipa, cred eu, la un nivel unde ne putem bate cu echipele din față. Sperăm să avem rezultate bune și
mi-aș dori foarte mult să încercăm să continuăm ceea ce am început. Răzvan Lucescu, cum e? Răzvan, în momentul de față, este foarte bine. După câștigarea Cupei Campionilor, vă dați seama că numele antrenorilor români a crescut foarte mult în partea golfului. Bine, dar în general antrenorii români sunt prețuiți în golf, că a fost și Iordănescu înainte, Olăroiu care a făcut reclamă. Este adevărat. Lucrul acesta te ajută până la momentul când antrenezi. Da, sigur. Trebuie atunci, să ai dacă n-ai rezultate, ești la revedere, ești da. Pa. Adică ce să... Bun, acum bănuiesc că pentru Steaua ai așa o nostalgie, că trebuie să o ai. Ai jucat aveți la Steaua. Aveți voie să spuneți Steaua? Mă rog, Steaua, FCSB, nu, nici eu nu mai știu. Adică știu, dar zic Steaua că tu ai jucat la Steaua. N-ai jucat la FCSB și ai antrenat la Steaua. Steaua pentru mine, sau FCSB, cum îi spuneți acum, este echipa mea de suflet, este normal. Am fost jucător acolo, am câștigat trofee, am antrenat echipa asta, am avut niște rezultate incredibile atât în campionat cât și în cupele europene. Vă dați seama că momentele alea n-am cum să le uit niciodată și întotdeauna echipa asta va fi la sufletul meu. Bun, dacă eu am calculat bine, ia să-mi spui, am socotit bine 4 trofee ca jucător, 4 trofee ca antrenor, nu? Așa e? Da. A, deci e ok, ești la egalitate. Da. Spune-mi și în acest conflict, FCSB, conflict de idei, să zic, și de nume, și de palmares, și de marcă, și de... Ovidiu, ieri am fost la întâlnirea fanilor. Care din ei? Fanii cui? Al Mustață, Nordu. Așa, da. Nordu. Da. Mai au câteva... Peluza Nord. Da, Peluza Nord. Mai au câteva grupări să aducă în colectivul ăsta ca să poată să se numească din nou Peluza Nord. Au avut o conferință... Dar cum ai ajuns acolo? Au avut o conferință ieri, au făcut o asociație sportivă, Apărat Așa. Steaua, unde ei vor să afle ceea ce s-a întâmplat și de ce s-a produs ruptura aceasta. Am fost invitat de onoare al lui. N-am putut să refuz pentru că și el la rândul lui, în momentul când eu am fost antrenor, a fost tot timpul pe teren și ne-a ajutat. N-am cum să uit momentele astea. Am încercat să fiu lângă ei, să-i susțin și mă bucur foarte mult că au inițiativa asta să se întoarcă lângă echipă, să afle ceea ce s-a întâmplat și să se termine odată cu nebunia asta, pentru că vă dați seama, și mie mi-e foarte greu, că știu foarte bine, am antrenat Steaua, am luat campionatul și la 2 ani când m-am întors era FCSB. Era la FCSB. Adică era am jucat echipă. În Champions League, am jucat în Europa League, aceeași echipă, aceiași oameni, aceeași structură. Este foarte greu să, mai ales pentru fan, pentru că, haideți să vă spun ceva, sunt foarte mulți oameni care chiar suferă, adică știu că veneau la meciuri și pierdeam meciuri, suferă, fără fotbal e greu. Ideal ar fi o unire între cele două, care pare însă utopică, adică pare să că nu se va ajunge niciodată acolo, pentru că sunt orgoliși de o parte și de alta. Sau ce se întâmplă, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, dar... Eu cred că FCSB în momentul de față este Steaua, unde eu am antrenat, și au nevoie de cât mai mulți fani. Adică echipa asta cu siguranță va avea un traseu foarte bun în următorii ani dacă vor avea susținerea fanilor, vor avea rezultate interne, vor juca internațional. Cred eu că va putea continua ceea ce noi am... Da, Laure, dar vezi cum e? Lăcătuș, Iovan, Bumbescu, toată lumea e în partea aialaltă, la echipa armate, la CSA. Da. Înțelegi? Da, bine. Aici, eu și ieri la conferința asta am spus foarte clar că nu vreau să intru în detalii pentru că nu cunosc. Și nici nu mă pricep, nu sunt nici avocatul... Nu, este foarte greu să știi. Și nu-mi place să intru în detalii pe care nu le pot controla. Lăcă și jucătorii care au ales să meargă acolo, probabil că au motivele lor, nu știu, și nu comentez. Dar eu știu foarte bine că echipa pe care am antrenat-o și echipa care este acum este aceeași echipă. Deci pentru tine FCSB este Steaua. Clar. Și legat de nou stadion, știi că și acolo e o discuție întreagă, dacă va avea FCSB dreptul să joace, dacă nu va avea, dacă... Că se construiește un stadion nou și ce se vrea cu stadionul ăsta? Nu credeți că ar fi o reclamă bună pentru România, pentru
clubul de fotbal ca o echipă să joace acolo, să aduc echipe din străinătate, nu știu, să fie în primul mediatizată. Rând, stadionul ăla trebuie să producă bani. Nu știu o echipă de Liga a 4-a, a 3-a nu poate să susțină financiar. Și echipa asta, dacă va promova, tot va trebui să fie vândută cuiva, pentru că în momentul de față echipa asta nu va avea cum să joace în prima ligă, nu din câte am voie. Înțeles. Da, da. Va trebui un investitor privat, un proprietar privat, chiar dacă ar face o asociere cu... Și ar fi nu știu dacă există asociere. Ministerul ar putea să fie unul dintre finanțatori, mă rog, unul dintre acționari, am să înțeles. Zic, da? Mai e de văzut ce va fi până. Nu se știe ce a fost, dar minte să știi ce va fi, e foarte încurcat. Deci înapoi nu poți să ne spui când vii, că vreau să dăm așa o exclusivitate. Regencamp se întoarce... Nu, deocamdată sunt bine. Deocamdată sunt bine unde sunt. La FCSB Steaua pare să fie și greu să te întorci, pentru că Gigi Becali a declarat de curând, zilele trecute, că Vintilă va fi antrenor la FCSB cât va trăi. Foarte bine. Pentru că e bisericos, închină, e un tip religios. N-am nicio problemă cu chestia asta. Când va fi momentul să mă întorc și toată lumea va fi pe aceeași direcție, cu siguranță o voi face. Da, spune-mi altceva. Tu ești practic ultimul antrenor, tu și cu Gâlcă, ultimii antrenori cu care Steaua FCSB a avut succes. Cum explici faptul că voi ați avut succes sau tu, că na, tu explici, nu o să explici și pentru Gâlcă, iar după aia echipa încet, încet așa a căzut și s-a abonat, este un fel de Raimond Pulidor, dacă știi, din ciclism, mereu pe locul 2. Am avut, după prima perioadă m-am întors și știți că am participat prima dată în play-off când am pierdut campionatul cu Astra în penultima etapă, dacă nu mă înșel. Au fost atunci câteva greșeli personale, dacă vă aduceți aminte, Varela cu Gabi Tamaș și am pierdut 2-0 acolo și am pierdut automat campionatul. După care am pierdut campionatul cu Viitorul, tot în play-off, dar noi am pierdut de fapt campionatul la meciul cu Dinamo când ne-au bătut în ultima etapă. În penultima etapă ne-au dat gol în ultimul minut din 11 metri. Nu știu, probabil că au fost schimbări de generații, s-au plecat jucători, au venit alți jucători, au fost anumite momente când echipa a trecut prin anumite schimbări. Dar eu ce văd în momentul de față, văd o echipă cu jucători de valoare, jucători care pot crește și pot face performanță. Bineînțeles, dacă vor câștiga campionatul și se vor califica în cupele europene, pentru că atât echipele de club cât și echipa națională va trebui să aibă câteva rezultate pozitive ca să poți avea pretenția de a vinde anumiti jucători, de a crește nivelul fotbalului românesc. Deocamdată suntem într-o perioadă mai nefastă, pentru că nu sunt rezultate nici. Singura echipă care a avut rezultate a fost CFR-ul, în rest, în ultimii câțiva ani, nu a mai a fost echipe care să se califice în primăvara europeană. Bun, dar iartă-mă, tot nu e o explicație. Cât crezi tu că succesul de atunci a depins de tine? Pentru că jucători talentați erau și atunci, jucători talentați sunt și acum. Întotdeauna, în momentul când ai anumite succese sau realizări, depinde foarte mult de echipa pe care o ai lângă tine, staff-ul pe care îl ai, toate lucrurile care sunt pe lângă echipă. Antrenorul ce poate să facă? Antrenorul este ca un artist care face un puzzle, pune lucrurile, antrenează, face legătura nu numai cu jucătorii, și cu conducerea, și cu oamenii care sunt în afara echipei. Deci antrenorul nu trebuie numai să antreneze, numai alea două ore. Da, adică e mai mult decât un antrenor. Ales la echipele mari. Lumea știe ce zicea, că parte din succes se datorează, sau s-a datorat lui Neubert și cu, cum să spun, cu sucurile lui, cu pungile lui. Eronat. De altfel, Neubert este și acum în staff-ul tău, nu? Este și acum în Emirate. Neubert lucrează cu mine în Emirate, da. Dar ce a fost povestea aia? Ovidiu, aia cu pungile a fost o
o metodă pe care noi am văzut-o într-un meci televizat, dintr-un campionat, dacă nu mă înșel, Germania sau Spania, unde echipele respective își luau sucurile fiind foarte cald afară. Erau niște minerale, niște sucuri normale pe care jucătorii le beau în timpul meciului. Nu mai foloseau sticla aia pentru că era regula aceea, nu ai voie să bei decât când îți dă voie arbitru. Și atunci ne-am gândit să facem altceva. Puneam punguțe pe margine, o rupeau, beau și o aruncau, pentru că nu putea să-ți facă nimic arbitru. După aia au intervenit și au schimbat și regula asta, că nu mai e voie nici. Știi cum s-a interpretat, nu? Da, știu, dar nu are nicio legătură nici cu antrenamente. Tommy nu a avut nicio treabă cu antrenamentele. El făcea pregătirea fizică în funcție de ceea ce ceream eu. Mă întreba ce vreau să joc, ce putem noi să facem. Eu făceam tactica pentru ce aveam de făcut, iar el făcea pregătirea, lucru care este normal. Dovadă că acum cu Aloasl n-ai câștigat campionatul. Dacă era Neuberg cu minunile lui, trebuia să-i omori și în Emirate. Da. Bun, mai zi-mi altceva. Acum, o să te super, nu o să te super, și tu ai fost unul dintre antrenorii care primea indicații de la Becali, e adevărat? S-a văzut, au fost scene de la televizate în care se comunica ce a zis Becali din lojă. Ia arătați-mi una. Că tu nu le executai, e altă poveste. Okay. Dar primeai? Nu, a fost, este o chestie pe care, în general, mai ales la Steaua, pentru că e echipă foarte mare și mediatizată, eu vorbeam foarte mult cu Gigi. Și acum am vorbit, de câteva zile vorbesc cu el, dar am o legătură foarte strânsă cu el. O legătură care impune Scuză-mă foarte mult. Scuză-mă că te întreb, și tu ești religios? Adică religios spre bigotism, așa, toată ziua la biserică, te rogi, așa, religioși, într-o manieră normală, suntem toți. Toți, sunt și eu, la fel ca toată lumea. Ca un om normal, deci nu să exagerezi. Nu știu ce înseamnă să exagerezi dacă mergi mai mult sau nu la biserică. Nu am, pentru că nici nu am timpul necesar să fac lucrurile astea, dar sunt un tip credincios, da, dar nu-mi place să... Să te exteriorizezi, exact. Să pozezi. Nu sunt cum este, nu știu, unul care merge în fiecare zi la biserică. Nu sunt genul, dar când am timp, merg. Da, bun, întoarce-te la Gigi, scuze-mă. Nu, avem o legătură foarte strânsă și relația pe care o aveam ca antrenor cu Gigi îmi trebuia foarte mult timp. În fiecare zi, 2-3 ore. Trebuia să-i explici. Da, vorbeam foarte mult, nu numai de fotbal. Noi nu vorbeam numai de fotbal. Așa, dar eu aveam un lucru foarte important pe care îl discutam. În primul rând, trebuia să știu care sunt lucrurile pe care și le dorește într-un an calendaristic. Vrei să promovezi, vrei să vinzi, vrei să faci, vrei... Adică noi nu trebuia să facem lucrurile așa fel încât să nu ne trezim în mijlocul campionatului că trebuie să schimbăm strategia. O trebuia să schimbăm în momentul când aveam accidentări foarte multe sau aveam probleme de lot sau ceva de genul ăsta. Dar în general aveam, să zicem, un jucător tânăr. Jucătorul ăsta vreau să crească, jucătorii ăștia vreau să nu știu. Ok, făceam în așa fel încât ceea ce cerea să se facă. Pentru că la urma urmei... Înțeleg. Bun, de acord. Strategia unui club o face întotdeauna ăla care dă bani. Nu este corect. Rolul lui e foarte important. Numai la noi cred unii că trebuie să conducă ei pe banii altora. Ceea ce nu e normal. Nu. Dar eu te întreb direct. Erau meciuri în care suna din lojă și spunea schimbă-l pe ăla? Dar n-avea pe cine să sune, Neovidiu. Că n-aveam... Eu nu folosesc telefoane, nu... Pe Stoica, pe Meme Mache, la fel pe Ianuli, poate pe Mache, poate suna, pe nu știu, poate avea momente, dar la mine nu ajungeau informațiile astea, pentru că deci eu le... Nu, asta e răspunsul pe care l-așteptam, deci nu ajungeau la tine. Nu, eu aveam deja făcută strategia, aveam planul A, planul B, planul C, planul D, aveam toate lucrurile astea foarte bine stabilite. În general e greu de lucrat cu el, că și aici e un folclor întreg. Nu, eu cred că nu este greu. Eu cred că este foarte ușor dacă știi să explici și să arăți ceea ce lucrezi, ceea ce vrei să faci și ceea ce îți dorești tu ca antrenor să faci la echipă. Pentru că el a dat sub o formă sau alta afară o grămadă de antrenori, cum să spun, cu nume, frunte cu Hagi, dacă vrei, Bergodi și așa mai. Da. Ilie Dumitrescu a plecat după 6 săptămâni. Deci tu zici că cu un pic de diplomație se poate lucra cu el. Este vorba numai de diplomație, este vorba de un singur lucru.
Neovidiu, ăla care plătește dorește să știe ce face cu banii lui. Și este normal. Dacă un antrenor vine și consideră că lucrul ăsta este jignitor, nu o să poată să lucreze. Și lucrurile astea se întâmplă și la echipele mari. Am văzut și un interviu de al lui Guardiola. Același lucru, suntem obligați să spunem ceea ce... Și când cumperi un jucător și dai 40-50 de milioane, trebuie să te duci cu anumite motive, spui, domnule, de-aia am eu nevoie de jucătorul ăsta, că îmi face lucrul ăsta. Da, sigur, trebuie să justifici. Clar. Adică, dacă dai din banii tăi, e ok, dar dacă dai din banii altora, trebuie să, sau altuia, trebuie să cred că în meseria asta este foarte greu să lucrezi, mai ales la nivel înalt. Pentru că oamenii care investesc zeci de milioane, sute de milioane, trebuie să le... Stafful tău la oasă ăsta, cum se cheamă, care, repet, și îmi pare rău că spun, e o echipă de mijlocul clasamentului din Emirate. Din câte persoane ai format? Câți oameni ai în staff? 12? 15? Total suntem 14 oameni. 14 oameni. Da. Deci tu când te duci, vii cu 14 oameni. Când pleci... Nu. Ai găsit eu acolo? Eu am venit cu 9. 9 oameni? Da. Deci o echipă întreagă, adică... Da, sunt preparatori, antrenori de portar, antrenori de secunzi, doctor... Masor nu, pentru că sunt în zona local, respectivă, nu numai locali, sunt și locali, sunt și de alte naționalități, dar sunt oameni care lucrează de foarte mult timp în club și dacă își fac meseria cum trebuie, nu are rost să intervii să schimbe anumiți oameni. Spune-mi altceva, totuși niciun jucător român, și în general am observat antrenorii români, de afară nu prea mai iau jucători români cum luau odinioară. Când, de pildă, Mircea Lucescu era la Brescia, când a făcut Brescia rumena. După care s-a dus la... Bine, altă epocă. După care s-a dus la Donetsk și i-a scos încet, încet pe jucătorii români. Și n-a mai luat alții. Și pentru Răzvan că... nu ia pe nimeni și... Tu n-ai niciun jucător român? Nu, pentru că... În momentul când înseamnă o răspundere în plus? Nu este vorba de asta, este vorba de calitate. Doar atât, despre asta vorbim, nu de răspundere în plus. Răspunderea oricum o ai ca antrenor, indiferent cine vine. Păi, Laure, vrei să zici că acum n-ar fi niciun jucător din România ca să facă față la Alu Aslăt? Nu că nu ar fi un jucător, ar fi jucători care pot face față la Alu Aslăt, dar prețul lor este unul foarte mare. De exemplu, nu aș putea să dau bani 10-15 milioane pe un jucător din România. Pentru că cota de piață în Emirate pentru jucători din România nu are cum să ajungă. Nu e așa sus. Iar acolo se dorește cu totul altceva. În momentul când aduci un jucător având numai 4 locuri, trebuie să aduci jucători care să facă diferența. Poți lua un jucător tânăr din România, cum ar fi Gen Man. Da, îl aduci în Emirate să zici că e o investiție. Dar dacă nu crește și nu mai faci bani, ce faci? Plus că ca să-i crească cota trebuie să aibă... Bun, hai să discutăm concret. Cât ai dat tu cel mai mult pe un jucător străin de la Alu Aslă acum? Cât ai? Pe cine ai? Mărturisesc că nu știu echipa lui Alu Aslă. Am 4 brazilieni. Am unul a devenit deja jucător local, a primit pașaportul de Emirate. Așa, la câți bani? Sunt jucători care câștigă 4-5 milioane pe an. Și la câți bani ai luat? Unul l-am găsit acolo. Pe unul am dat 2 milioane, care l-am luat de la Sharjah, echipa campioană de anul trecut. Pe unul am dat acum 1.800.000 din Portugalia și pe unul l-am împrumutat pentru un an și jumătate cu 1.000.000 și ceva. Bun, și atunci... Cota lui de piață fiind undeva, avem clauză de cumpărare undeva pe la 5-6. Părerea ta sinceră, Laure... Știm toți cât bani vrea Becali și pe Man și pe... Haideți să vă spun ceva, nu-l luați așa. În Emirate, de exemplu, și în Saudi, puteți să-l întrebați și pe Răzvan când aveți posibilitatea, percepția este foarte, mai ales la echipele mari, să vină jucători deja pregătiți pentru nivelul respectiv. Deja cu nume. Deja să aibă un nume, să fie ceva wow pentru fani. Adică nu poți să-ți permiți să dai 10-15, poate Man sau Tănase sau Coman valorează 15-20-25 de milioane, nu știu. Nu este problema mea. La urma urmei vreau să vă spun ceva, Gigi poate să ceară și 100. E dreptul lui. Sigur, acum știi că e o vorbă românească, prost nu e cine cere, prost e cine dă. Nu este problema asta cât ceri. Problema e
cât o să primești. Și nimeni nu poate să spună în momentul ăsta, da, eu vreau. Depinde de club, depinde cum ai norocul și cum negociezi și ce nivel au jucători în momentul, în momentul respectiv. Dacă Man și Coman au și Tănase, au un an bun, unde reușesc să spunem anul ăsta să întoarcă rezultatul, să câștige campionatul, se califică în cupele europene, se califică în primăvară europeană, după aia se schimbă total discuția. Percepția despre și prețul. Nivelul lor. Dar în țările unde, de care vorbeam, Emirate, Saudi, Qatar, în momentul când ai trei locuri, întotdeauna se dorește top. Sunt jucători, de exemplu... Deci în echipă n-ai voie decât trei străini. Trei plus un asiatic, patru. Asiatic înseamnă ce? Să iei un jucător din zona respectivă. Da, de acolo. China, Iran, Corea, Irak, Iran, mă rog. Da, din zonele alea. China, Corea. Da, dar nu ți-i permiți. Corea, ce aia sunt scumpi? China, cine-ți vine? Da. Da, Corea, vin jucătorii buni sunt... Aduc și coronavirus, doamne, iartă. Nu știu dacă aduc, eu am avut, au fost Guangzhou, au fost la mine. În ianuarie s-au pregătit, au fost la noi în club. Nu e, sunt... Evergrande. Da, sunt multinațional, adică au venit da, 100 sigur, de oameni și... Și acolo e plin de brazilieni și... Da. Da, dar haideți să vă spun ceva. Este foarte greu să te duci la președinte sau la Sheikh sau oriunde ai discuția despre jucător, să spui că vrei să iei un jucător din România care este în momentul de față cota lui undeva la 15 milioane. Pentru că ei primesc pe zi, cred că 50-60 de jucători deja consacrați. E foarte greu. Care jucătorii vin ce? Spun, a, trebuie să dăm 2 milioane la club, 5 milioane la jucător. Ok, dar jucătorul ăla îți aduce un plus de imagine. Îți aduce un plus de... Da, da, sigur. Mai ales dacă e cunoscut, dacă e da. Brazilian, dacă e argentinian. Din păcate aici, să nu ne ascundem, românii nu mai au cotă. Sau în zona asta nici nu avem niciodată cotă față de jucătorii care sunt. Cota noastră, da, da. Avem și noi cota noastră, dar în momentul când pui un brazilian care joacă prin Europa sau în Brazilia la o echipă mare, e foarte greu să compari. Bun, acum sigur că mai degrabă întrebarea ar fi pentru Ana Maria, dar eu ți-o pun că... Da. Crezi că și Coman, și Man, și ăștia pe care vrea Gigi să-i vândă, valorează cam cât cere el, adică spre 15 milioane de euro, să zicem? Părerea ta? Părerea mea, eu zic că poți lua banii ăștia. Poți lua, dar văd că nu iau. Cu un parcurs... Dar haideți să vă spun ceva, dar de ce trebuie să-i vândă acum? Eu cred că Gigi a investit foarte bine. Are jucători care vin din spate. Da, are jucători tineri și valoroși, sigur. Are jucători români, are jucători care chiar au valoare, se vede că fac diferența. Ok, n-au câștigat nimic. Dar echipa asta s-a format de un an de zile. Corect. Adunați toți să-i vezi să joace meci de meci. Lăsați-i un an de zile să joace, lăsați-i să poată să câștige ceva. Laura, să câștige ceva, că dacă nu joci în Champions League, cum să spun, în dacă Champions nu League ești... va fi foarte greu să mai joci, indiferent de ce echipă, va fi foarte greu. Păi bun, dar Gigi Becalia tot spune că el visează să mai câștige o dată Champions League. Sau să câștige Champions Steaua. League. Da, da, a declarat asta. Toți ne dorim lucrul ăsta. Eu cred că este exclus ca o echipă românească să câștige vreodată. Cum ne putem bate noi cu Barcelona? Da, și altele, nu numai. Barcelona da, e top, dar până la Barcelona mai sunt vreo 10 etaje, sigur. Bun, hai că așa baleiem, trecem de nu, la... Eu cred că targetul, momentul de față, Europa League, calificare în primăvara europeană și Champions da, League prima... cu mare, mare noroc, adică cu un culoar incredibil. În primăvara europeană e ceva, pentru că, cum să spun, clar, pui marfa în vitrină. Exact. Omul trece, impresarii, echipele mari o văd și atunci nici poți să o vinzi. Neovidiu, nici nu se mai pune problema de impresari. În momentul când joci în cupele europene și ajungi în primăvara europeană, jucătorii se vând singuri. Bineînțeles, cu anumite relații, cu anumite legături, cu oameni care lucrează pentru respectivii jucători. Dar, în primul rând, echipa trebuie să fie prezentată la un nivel, să aibă câteva rezultate. Cum, de exemplu, am scos noi atunci pe Ajax. A fost o nebunie. Am pierdut apoi cu Chelsea. Dar scoțându-i pe Ajax după 2-0
meci pierdut acolo și bați aici cu nebunia asta, normal că oamenii vorbesc și apar toți jucătorii care au jucat atunci în perioada aia, toți au ajuns să joace în străinătate. Nu, o perioadă, 2 ani, 3 ani, 4 ani, nu știu cum, majoritatea mai sunt. Tătărușoana joacă și acum. Da. Dar s-au realizat, pentru că, dar au și muncit foarte mult, au avut rezultate și au avut unde să se arate, adică să se vândă. Numai să joci în România va fi foarte greu. Spune acum de când ați investit, că bănuiesc că ați investit împreună la Hermannstadt. Nu mă întrebați de chestia asta. Da, Ana Maria, nu te superi, dar suntem suficient de prieteni ca să te întreb. Da. E greu să fii soțul Anei Maria, care e impulsivă, explozivă, cum să spun? Nu, eu m-am obișnuit, eu o cunosc foarte bine. Pentru mine nu este niciun fel de problemă, dați seama, ne stăm zi de zi. Nu e, n-am nicio, îi știu toate trăirile, îi știu toate, nici nu trebuie să vorbesc cu ea ca să-mi dau seama în ce stare e sau cum e. Ana este o fire care îi place, n-are cum să, trebuie să fie, să ducă, să umble, să facă, să... Este un om care luptă foarte mult pentru ideile și pentru lucrurile pe care le... Da, e luptător, dar spune-mi altceva, Laura, așa ca între bărbați. E greu să fii bărbatul, soțul Anei Maria Prodan? Nu, nu este. Nu. Știi că presa va divorța de vreo 174 de ori. Da, bine, nu, asta nu e o problemă. Au fost momente de astea sau nu? Nu mai e o invenție? Nu, n-am avut nicio problemă. Da? Când incidentul cu Alexa, că s-a dus și la Plesnici, toată lumea a zis, nu te superi că ți-o spun. Dom'le, e o femeie geloasă pe care Alexa a înșelat-o. Mm-hmm. Sigur că lucrurile nu stau așa, dar tu cum ai recepționat? Că nu cred că ți-a făcut plăcere. Nu, mie nu mi-a plăcut gestul pe care l-a făcut. Atât, despre lucrul ăsta am discutat eu cu Ana. În rest, n-am avut niciun fel de discuții, pentru că știam ce probleme sunt și ce au la Astra în perioada respectivă. Dar nu, n-am avut niciun fel de discuții. Erai în țară atunci, nu? Nu, eram în Emirat. Și când ai aflat, ai certat-o măcar? Păi nu, m-a sunat Ana, da. Așa, te-a sunat și a spus că l-am bătut pe Alexa la stadion. Da, 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 fost o discuție. Și ce ai zis? Că e interesant. Nu, i-am zis că nu e ok, adică nu e normal să facă așa ceva. Indiferent ce se întâmplă, n-are cum să reacționeze în genul. Da, ai exclus din start ideea unei legături amoroase între ei. Eu? Da. Păi dacă exista o asemenea legătură, nu mai existam noi. E normal. Nu, n-am avut niciun fel de probleme eu cu Ana sau pe discuție pe direcția asta. Niciodată. Nu, eu totdeauna vorbesc cu Ana. Agitată pe profesie, să vândă, să vorbească. Da, eu totdeauna i-am spus Ana că trebuie să -și controleze puține șirile, pentru că indiferent și dacă ești nervos și dacă e să nu jignezi, să nu... Eu sunt alt tip de om, sunt puțin mai retras, sunt puțin mai calm. Eu sunt cel mai neamț, așa mai, neamț din Târgoviște. Care îi ține balanța și o țin în anumite situații, dar de multe ori nu poți controla chestia asta, pentru că așa este Ana, este o fire mai vulcanică. Ea se aprinde imediat. Da. Acum ai văzut vreun meci de când măcar s-a reluat campionatul ăsta? Da, văd toate meciurile. Că am eu aici o declarație, de aia te întreb. L-ai văzut pe Tudorie, despre care ai declarat atunci că e bun numai să ducă valiza? Nu. A fost luată declarația mea prost. Că eu nu am spus așa. Eu lui Tudorie atunci am luat apărarea pentru că a fost criticat de cineva la conferința de presă, iar eu am făcut o glumă, am spus acum lăsați-l pe Tudorie, ce e bun numai să care bagajele. A fost o chestie de genul ăsta. Deci a fost în favoarea lui eu Tudorie. Eu am vrut să-l apăr pe el, dar a fost luată declarația și a fost spusă că l-am zis de nu, Tudorie, pentru eu l-am ajutat foarte mult și am încercat să... Jucător cu calități. Mi-a plăcut foarte mult, numai că este foarte greu la Steaua, nu este ușor. Și nu numai pentru el, pentru foarte mulți jucători. Dovadă că a și plecat. Mai ales în perioada aia. El a fost adus ca atacant și trebuia să marcheze și avea fizic frumos, are fizic frumos, este un jucător bun, dar având presiunea asta, meci de meci și presiunea oamenilor, media și toată lumea, e greu. Mulți nu reușesc să facă asta. Da, adică tocmai se prăbușesc psihic, nu din alt punct de vedere. Bun, Ana, când a fost aici în emisiune, l-a atacat pe președintele Federației, pe Burleanu, spunând că
înainte să fie ales, a zis tot timpul reghe camp la națională, cum a venit, l-a confirmat pe cine? Pe Pițurcă era, nu? Da. Cum ai comenta? N-am niciun comentariu. N-ai niciun... Da. Tu te-ai așteptat atunci să fii la națională? Omul a spus, a declarat-o, dacă devin președinte, antrenor la națională va fi reghe camp. Nu s-a ținut de cuvânt. Da, au fost niște discuții, numai că eu antrenam atunci și Steaua. Da, dar corect. Și era dificil. Eu nu vreau să plec de la Steaua ca să vin la echipa națională. Așa. Puteam să fac lucrul ăsta numai în paralel. Bun, și echipa națională pentru tine deja e un capitol închis sau te gândești în perspectivă sau nu excluzi posibilitatea de a deveni într-o bună zi antrenor al naționalei? A vede, toți antrenorii își doresc să antreneze odată echipa națională, dar lucrul ăsta îl faci în momentul când toate lucrurile sunt bine puse la punct. Nu pot să spun acum, da, îmi doresc să devin antrenor echipa națională. Nu, în momentul de față, v-am spus, sunt bucuros cu ceea ce am în momentul de față, nu mă gândesc la altceva. În momentul când nu o să am de lucru, o să mă gândesc și la lucrul ăsta. Bun. Sau în momentul când cineva de la federație sau echipa națională își dorește o conlucrare cu mine, atunci o să mă contacteze ei. Dar eu nu am cum să declar că vreau să merg la echipa națională, pentru că nu este normal. Da, e o poziție realistă. Dar spune-mi altceva, Laure. Dacă Burleanu ți-ar propune, ai accepta sau ai fi ranchiunos aici? Dom'le, nu m-ai numit când ai... Nu, eu nu sunt un om care... N-am nicio problemă cu Răzvan Burleanu, nici nu... Am și uitat despre acest lucru, nu mă interesează. Vezi că Ana n-a uitat. Bine, femeile în general au memorie mai bună decât noi. Bun, hai să ne întoarcem la Becali, că ne îndreptăm către finalul emisiunii. Spune, crezi că a contat faptul când ai luat ultimul titlu, că Becali era în detenție, să zic așa? Nu. În perioada aia vorbeați? Da, foarte mult. Adică de acum din detenție, din închisoare, da. Te suna? Da, da. Și mergeam, am mers și la el de câteva ori. Da, aveam o legătură foarte strânsă. Dar nu, asta e exclus. Adică nici nu știu de ce apare tot timpul subiectul ăsta. Pentru că nu se schimba absolut nimic. Păi știi, pe mine m-a ajutat mult mai mult ca Gigi să fie lângă noi decât să fie unde a fost. Și pentru mine a fost o perioadă foarte grea. Nu numai pentru mine, pentru toată lumea. Numai și pentru meme și pentru toți care au care lucram atunci la echipă. Dar revin ca să înțelegeți încă o dată și să nu mai existe subiectul ăsta, cu toate că n-aveți cum să-l închideți, pentru că și Gigi vă provoacă de foarte multe ori, îi place să facă lucrul ăsta. Este un om cu care se poate lucra foarte bine, este un om căruia nu-i place să piardă. Cred că nimănui nu-i place să piardă. Nimănui nu-i place să piardă. Investește foarte mulți bani și este dreptul lui să știe ceea ce se întâmplă la echipă. În momentul când cineva reușește să găsească această balanță între felul lui de a fi și să lucrezi și să ai rezultate, este foarte ușor să lucrezi cu el. Da, acum eu nu vorbesc cu el de vreo 12 ani, de vreo 10 ani, așa încât... Cum să spun, e ok, dar eu nu sunt legat de el, da. Eram antrenor la Steaua, da. Probabil că trebuia să vorbesc. Mai am două chestiuni mai degrabă delicate, dar da. Vă rog, de-aia ai venit, ai riscat să vii aici. În mai 2013, la meciul ăla pierdut pe Ghencea, Steaua Viitorul, 2-5, da. Ai făcut o declarație care s-a interpretat și care a fost ciudat. Ai zis că tu nu participi la mizerii. Ce aveai? La ce te gândeai? Am fost supărat după meci. Am fost supărat de faptul că noi am ieșisem campioni atunci și dădusem liber la 6-7 jucători care trebuiau să meargă la echipa națională. Așa. Am folosit atunci jucătorii care ne-au rămas la dispoziție. Jucătorii care nu jucaseră foarte mult. A fost o reacție pe care am avut-o după meci, pe care, sincer, din care eu am învățat foarte multe lucruri. Dar
Am avut eu așa impresia că s-a întâmplat ceva, dar nu era absolut nimic. Dacă vă aduceți aminte, chiar în seara aia Gigi a avut niște probleme foarte mari, iar... A fost arestat, nu? Da, a vrut să plece și nu știu ce, a fost o problemă pe care a avut-o atunci. Iar reacția mea n-a fost una, ok, eram foarte nervos că pierdusem meciul și nu-mi doream să pierd niciun meci până acum. Dar la meciul respectiv și chiar l-am văzut acum câteva, o lună și ceva, când eram la Dubai și era ăsta pandemia, nu aveai voie să ieși din casă, am văzut meciul respectiv. Ți-ai pus... Chiar mă uitam pe Digi sau nu știu ce aia și era, chiar era meciul ăsta. Și l-am văzut, l-am revăzut și m-am uitat. Noi chiar am jucat slab. Chiar și am văzut și declarația mea, am văzut și toate comentariile care, dacă nu mă înșel, a fost o emisiune la Digi de curând despre chestia asta, despre anul când am ieșit noi campioni atunci. Și a fost și meciul respectiv. Noi am jucat foarte slab la meciul ăla, Viitorul a jucat mult mai bine. Atunci l-aveam pe Bratu ca fundaș central și mi-a greșit la vreo două goluri. A făcut 11 metri, au jucat foarte slab. Dar a fost o situație de conjunctură unde noi am fost obligați să le dăm vacanță jucătorilor care... Da, da, deci n-a fost nimic necurat. No. Bun, dar te-aș întreba altceva, știi că și asta s-a discutat, că în perioada în care, perioada fastă de la Chiajna, eu fiind locuitor al comunei Chiajna, am fost foarte recunoscător că ai salvat echipa de la retrogradare, dar în perioada în care ai antrenat la Snagov, știi că au fost discuții, că meciuri aranjate, că în Singapore, că în Malaezia, că... Asta cum ai comentat-o? Nu am participat la niciun meci de genul ăsta. Ba chiar am fost meciuri la care nu m-am prezentat eu ca antrenor. Erau anumite lucruri pe care le discutau. Ți s-au părut suspecte? Eu n-aveam cum să controlez oamenii care conduceau echipa. Dar puteam să impun anumite lucruri, puteam să pun o barieră în jurul echipei. Și dacă vă uitați, parcursul meu la Snagov, am fost cât aproape să promovez cu echipa aia. A fost atunci o discuție în iarnă, când s-a discutat în Consiliul Județean Ilfov să eu să plec de la Snagov să vin la Chiajna, unde noi aveam șanse foarte mari să promovăm. Eram pe locul 2 la un punct diferență. Trebuiau să investească banca să putem să promovăm. Și s-a hotărât ca toți banii să meargă spre Chiajna și toată concentrarea din Ilfov ca echipa din Chiajna să rămână în prima ligă. Nici măcar nu cunosc aceste lucruri. Iar de ce vorbiți de Singapore și nu știu ce, probabil că vorbiți dinainte de perioada să vin eu. Da. Bun. Și a doua chestiune incomodă, incomodă. Nu, a doua. Okay. Așa cel puțin e pe lista mea. Spune-mi, Laure, s-a discutat mult pe marginea declarației făcute de Gigi după meciul ăla de la Zurich, la care Meme n-a venit, că lui Meme i s-a făcut rău pentru că a băut mai mult decât a spus Gigi. Știi ceva despre asta? Ce s-a întâmplat atunci? Nu, dar nu mi-am duc aminte. Știu că a zis altceva. A fost o discuție întreagă. A fost o discuție despre... Nu mai țin minte. A zis Gigi că nu este... că au ieșit caii din graj sau ceva și că nu mai e ordine la echipă, ceva de genul ăsta. A fost o declarație de asta, dar nu. A făcut, dacă eu mi-aduc bine aminte, o declarație punctuală. Da, 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 a fost o declarație. Meme s-a făcut rău că a băut. Da. Nu cred. Știu că Meme a fost în tribună la meciul ăla. I-a fost rău. Știu că a fost atunci cine a Viorel la meci. Au fost mai mulți oameni la meci. Dar nu... În general, ce raporturi ai avut cu Meme? Era unul care să-și impune punctul de vedere sau care colabora? Întotdeauna, eu de când am început la Steaua, am avut discuția cu Gigi să știu care e ierarhia în club. Este cunoscut faptul că Meme își dorește să-și impună punctul lui de vedere ca manager. Cu personalitate, exact. Sigur. Și este un manager. Și priceput, până la urmă. Este un manager foarte bun și priceput. Nu, între mine și el am avut și Gigi, noi trei am format un triunghi foarte puternic. Am avut o legătură foarte strânsă întotdeauna, discutam despre tot ceea ce se întâmplă la echipă. Totdeauna Meme vorbea cu mine despre toate lucrurile care se întâmplă, și despre jucători, și despre dacă îi se părea că unul
a întârziat sau că a făcut ceva, întotdeauna mi-a trăgea atenția sau lucruri pe care, dacă eu nu le observam, el le observa, venea și îmi spunea. Dar niciodată eu nu m-am dus peste meme sau meme să vină peste mine, întotdeauna a existat relația asta de respect. Da, deci ai avut în meme mai degrabă un aliat decât un, nu să zic dușman, dar mă rog, eu o persoană indiferentă. Eu cred că lucrul ăsta s-a văzut și în rezultatele pe care le-am avut. Da, apropo de, sărim de la una la alta, asta e destinul nostru. Apropo de dopajul lui Pârvulescu, ce crezi? Știi, ai auzit, e o discuție întreagă. Am mai fost întrebat. L-ai avut jucător, nu? Da, bineînțeles că l-am avut jucător o perioadă foarte lungă, dar nu știu ce a declarat sau cum a declarat, nu am urmărit clar subiectul, dar cred că a greșit declarând ce a declarat. Nici nu știu care a fost rezultatul final, ce s-a întâmplat. Deocamdată e suspendat într-o primă fază până în 6 iulie, da. După care ce se va întâmpla, se va pronunța comisia asta. Fiecare trebuie să-și ducă crucea, cum se spune. A făcut o declarație, trebuie să spună de ce a făcut declarație. Tu crezi că chiar s-a dopat sau nu mai e abravat așa? S-a apucat el să spună? Eu nu cred că s-a dopat, pentru că din ce mi-l aduc eu aminte pe Paul, Paul nici nu avea nevoie de așa ceva. Paul era un jucător dinamic, un jucător care alerga foarte mult, s-a antrenat foarte bine. Nu-l văd de ce ar trebui să facă lucrul ăsta. Da, mie că a făcut o glumă și acum o să o tragă, știi? Adică o glumă. Mă rog, și-a dat importanță. Că și dacă, Doamne ferește, ar fi fost așa, deștept era dacă tăcea, nu s-a apuca el să legi. Tamnisam să spună că... Chiar nu am discutat cu el despre acest subiect și nu știu ce să vă spun. Ultima întrebare, am ajuns la final. Zim, ce șanse crezi că avem cu Islanda? Și cum ți se pare de la distanță fotbalul românesc? E mai bun acum? E mai puțin bun? Islanda și după aia Bulgaria sau Ungaria? Să dea Dumnezeu să ajungem acolo. Da. Eu cred că va fi un meci foarte greu. Mai ales după perioada asta, nu știu când se discută meciul, în septembrie, nu? Sau noiembrie? Octombrie. Parcă 8 octombrie, dacă nu greșești, până 12 noiembrie. E bine, pentru că e o perioadă unde jucătorii vor avea destule meciuri în picioare. Bineînțeles, și ceilalți vor avea meciuri. Și islandezii la fel. Este o situație, cred că unică în momentul de față, ca antrenorul, un nou antrenor, să intre direct într-un meci de calificare. Într-un meci crucial. Apropo, te întrerup și revenim. Da. Ai încredere în Rădoi? Sunt foarte mulți care zic că e prea tânăr pentru un război atât de mare. Eu am foarte mare încredere în el și sper să aibă parte de aceeași șansă și același traseu pe care l-a avut la echipa de tineret. Și eu spun, chiar dacă nu se califică, eu consider că ar trebui să se continue munca cu Mirel. Pentru că e foarte greu acum să-i pui în cap în câteva luni să facă totul, să ia echipa, să o facă. Eu cred că ar trebui lucrul ăsta să fie foarte bine stabilit. 2-3 ani, ok, n-am reușit, acum încercăm la campionatul mondial. Cu toate că va fi foarte greu, da, și la campionatul mondial. Știi că e o discuție întreagă, Laura, aici. Dacă din naționala de tineret aia care a fost semifinalistă în Italia, trebuie să-i promoveze în grup, în corpore, sau mai degrabă pe parcurs, gradat, cu atenție. Păi gândiți-vă, din toți jucătorii aia care îi vorbiți de la U21, câți joacă titulari meci de meci în echipele de club? Din păcate nu prea au progresat așa cum ne-am fi așteptat și cum am fi dorit. Echipa națională mare este echipa națională a României. Trebuie să joace jucătorii cei mai în formă, indiferent de vârstă, în momentul respectiv. Dacă joacă un meci, le-a luat un meci. Corect. Doamnelor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră Laurențiu Reghecamp. Laure, mulțumesc din suflet că ai venit. Te așteptăm și altă dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră care v-ați uitat. Ne revedem miercurea viitoare de la 8 seara. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine.